Condițiile din trenuri s-au îmbunătățit în ultimii ani, spun mulți dintre călătorii. Cu toate acestea, căldura este un element nelipsit în multe dintre aceste mijloace de transport, în zilele cu temperaturi de foc. În trenul Regio Express cu plecare din Drobeta, Turnu, Severin și destinație București, căldura și-a făcut simțită prezența în unul din cele 4 vagoane ale garniturii, pentru că acesta nu era dotat cu aer condiționat. Foarte cald. În acest vagon, că în celelalte văd că e aer. Acceptabil. Și aici? E bine. Cald. În restul trenului, deși aparatele de aer condiționat au fost pornite pe parcursul călătoriei, nu au făcut față, iar călătorii s-au înarmat cu evantaie și sticle de apă. Extraordinar! Nu! Am avut 21 de grade la mână și așa, și acum sunt 23. A fost o călătorie minunată, vin de la București. În toate trenurile este la fel? Nu știu. Circulați des? Nu. Nu, și a fost o surpriză. După ce v-aud pe dumneavoastră că peste tot e rău, a fost o surpriză plăcută. Cum vi se par condițiile din tren? Pe căldura asta e cald în tren? Așa și așa. E a doua oră când nu prea, e a doua oră, dar avem aer condiționat. Acum n-a fost rău. Deci când am venit a fost ok. Bine, era și mai de dimineață, dar a funcționat totul. Depinde. De exemplu, ultima oară când am mers a fost destul de bine, dar din câte am auzit, destul de cald. Ți s-a întâmplat să mergi cu trenul și într-un vagon anume să nu fie cald? Da, da, deseori. Deseori este foarte cald. Multă lume și foarte cald aer. Sunt mulți oameni într-un vagon sau? Depinde și de cursă. Deseori pe Strehaia, București, da. Chiar... De câte ori călătorești cu trenul? Păi, de exemplu, pe lună de maxim 2 ori. Cazurile de lipotimie au început să crească în județul Mehedin și în special în Drobeta, Turnu, Severin. Ce rugăm noi, populația, este ca să-și ia anumite măsuri de precauție în această perioadă, mai ales că se anunță până la sfârșitul acestei săptămâni caniculă. Este bine ca toate treburile gospodărești, în special mă refer la oameni în vârstă, să se facă în intervalul orar de 7 dimineața, maxim 8:30-9, cam atât. Și dacă au chiar o urgență majoră de a se duce în oraș, să fie îmbrăcați în haine deschise la culoare, protejați cu pălării, cu umbreluțe și, bineînțeles, cu o hidratare corespunzătoare. Aș mai întreba ce trebuie să facă mijloacele de transport unde nu este aer condiționat. Acolo e o problemă mare. Ar trebui să fie în aceste mijloace de transport aerul condiționat. Presupun că o să fie niște geamuri deschise, acolo se asigură de către cei cu mijlocul de transport și dacă cel mai bine este să prezinte un evantai și, bineînțeles, sticluțele de apă după dâns și la fel îmbrăcați în îmbrăcămintea de culoare mai deschisă și să evite din nou acest interval orar, în special de pe la ora 10, deja am văzut, observat că temperaturile au început deja să crească. Nici în multe dintre gări situația nu este tocmai roz. Pentru mulți călători nu există locuri în care să se adăpostească de razele soarelui.